Din nou, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, îl avem prezent în studioul nostru pe, de acum, candidatul la fotoliul de primar al municipiului Oltenița, domnul Costinel Milescu, căruia îi spunem bine ați revenit în studioul nostru, domnule Milescu. Bine v-am regăsit. Astăzi trecem la un alt capitol pe care dumneavoastră ați dorit să-l aduceți la cunoștința telespectatorilor noștri, telespectatorilor oltenițeni în speță. Două capitole sau două acțiuni pe care le-ați îndeplinit în mandatul dumneavoastră de primar din 2008-2012. 2004-2008, da, m-am dus mai departe. Ce să, ziaristul vede în perspectivă. Sper să le terminăm până să termină și campania. Cum ziceți ca... dumneavoastră? E interesul dumneavoastră, nu al nostru. Al nostru e să aflăm ce aveți de gând să faceți și ce ați făcut. Dumneavoastră veți acum să aduceți la cunoștința telespectatorilor ce ați realizat în mandatul când ați fost primar. Vrem astăzi să ne vorbiți, sau vreți mai bine zis, să ne vorbiți despre două lucruri care s-au întâmplat în timpul, sau trei, dacă avem timp, nicio problemă. Da, în funcție de timp, ca să nu plictisim. Haideți să luăm primul punct. Despre ce vreți să vorbiți? Păi, aș vrea să vorbesc punct. Despre... am spus în interviu trecut că primul mandat 2004-2008 a fost cel mai greu. Și spun asta prin prisma faptului că am avut în 2005 inundații, am avut în 2006 inundațiile alea periculoase cu evacuarea orașului, în 2007 am avut secetă, deci au fost destul de complicate sau destul de complicați acei ani. Dar vreau să mă întorc la 2005, că 2005, inundațiile din 2005 m-au făcut să mă regândesc integral problema inundațiilor în municipiul Oltenița și în special a canalizării. Mă întorc în 2004, la o lună, două de când preluasem mandatul, o ploicică zdravănă m-a obligat să mă duc pe strada Viilor. Acolo, pe strada Viilor, întotdeauna era o poveste cu... Și cunosc, în zona cimitirului. În acolo, zona cimitirului. Unde era apa... permanent în casele oamenilor. Chiar și mai încolo, până aproape de intersecția cu 9 Mai parcă. Apă multă, lume multă pe stradă, nemulțumită. Cunosc pe acolo în copilărit. Povestea cea mai frumoasă erau pompierii, girofaruri, toată lumea se uita și aștepta de fapt să vină toate mașinile de pompieri. Acum, era prima dată, nu știam nimic, am așteptat mașinile de pompieri, au început să tragă apa de pe stradă și să o refuleze spre calea ferată. Lumea era foarte mulțumită întrucât au văzut mașinile de pompieri. În timp ce oamenii aia munceau, m-am încălțat cu niște cizme și am luat-o spre calea ferată. Prin două curți am intrat și pe lângă, imediat după 9 mai, ce am constatat? Că noi refulam apă în câmp, iar apa venea din câmp mai departe pe stradă. Pe unde ajungea? Pe sub calea ferată? Nu. Înainte? Nu. Chiar tot pe Viilor se întorcea. Tot pe Viilor. Viilor inițial, cam în dreptul cimitirului, colțului de cimitir, în spate, spre calea ferată, erau două gropi mari, care... jucau rolul de bazine de acumulare. Colectare. Tot ce însemna apă pluvială se ducea în cele două bazine care erau mari, erau, chiar făceau față, întrucât până atunci nu se inundase strada Viilor. Între timp, oamenii de bine au început să pună deșeuri, să pună gunoaie. Și acele gropi încet, încet, în ani s-au umplut. Bun, am zis, hai să găsim o soluție, să vedem ce se întâmplă, că dacă în fiecare an avem de 3, 4, 5 ori așa și oamenii aveau probleme și noi aveam probleme, am început să verific sistemul de canalizare și am constatat că, de fapt, pe strada Viilor este o canalizare din 1970. Este canalizarea care merge spre filatură. O canalizare veche cu turburi din... beton, au 2 metri între ele și vă dați seama de atâția ani, Oltenița Veche este situată pe o zonă mlăștinoasă. În timp, terenul s-a tasat, iar aceste tuburi, vă dați seama, din 70, au început să se încline, nu mai sunt pe aceeași axă și s-au înclinat.
În zona în care ele s-au înclinat, apare posibilitatea, nu, apare posibilitatea să se colmateze. Pentru că acolo se turbionează viteza, se schimbă panta și apa nu mai poate să ducă mizeria și automat începe și rămâne încât un tub de ăsta care este înclinat. Încet, încet, până să înfundă canalizarea. Bine, regulă, am băgat mașina, am spălat-o de mai multe ori canalizarea asta, în speranța să o duc în picioare și nu mă gândeam că ar trebui schimbat. La începutul anului 2005, am început să mă gândesc serios la canalizarea și să-mi intre în cap că ar trebui schimbat. Pentru că, indiferent ce aș face, problemele erau aceleași. Adică, desfundai astăzi, peste la prima ploaie era iar înfundat. Recunosc că și cetățenii de pe stradă au recunoscut că am găsit acolo găini moarte, saci, boștină de la țuică, numai nebunii. Obiceiile cartierului. Așa. Și atunci, în 2005, am avut nenorocul, cu ghilimele de rigoare, a venit o ploaie zdravănă, care înseamnă 90 de litri de apă în 45 de minute. După ploaia aia, a fost dezastru în tot orașul. Zona viilor și în același timp zona 23 aprilie digului spre stația de apă pluvială. Ne-am dus, am încercat să vedem ce se întâmplă, nici nu puteam să o evacuăm pentru că nu aveam unde să dăm. În sfârșit, încet, încet apa a început să se retragă și am pățit probleme mai mari, în sensul că au căzut 27 de case. Le-am inventariat care sunt, cum sunt. Am primit bani, materiale, de fapt, de la Guvernul României. Și acum, mulți dintre cei cărora le-au căzut casele erau oameni cu venituri modeste. Și am preferat, de cele mai multe ori, să nu le dăm lor materialele, că, de exemplu, i-am dat cuiva și le-a și vândut. Și casa tot așa a rămas. Și am luat decizia în Consiliul Local să plătească primăria manopera, iar să facă o societate plădire, comercială, care o fie aia, nu mai contează, să le repare. Unora le-a reparat, altora le-a făcut casa din nou. Le-am făcut casa din nou. Au case noi nouțe. Bun. De ce s-a inundat Oltenița? Nu a avut decât acum 10 ani... 12 ani, 14 ani, s-a făcut prima rețea de canalizare apă din ploaie. Bun. Sistemul de canalizare în orice UAT este format din două sisteme de canalizare, canalizare de apă menajeră și canalizare apă pluvială din ploaie. Bun. Când vedeți că aud la televizor, când mai dau câte o problemă de asta de inundații, spun că că acele canalizări menajere nu rezistă. Nu e adevărat. Canalizarea menajeră nu poate, ea merge corect, încărcată 30%. Deci pe o țeavă, să zicem, de 100 de milimetri, 30% se încarcă. Restul n-are voie să încarce. Deci nu este făcută să preia apă din ploaie. Pentru apa din ploaie, unde avem volume mari în timp scurt, ne trebuie diametre mari de țeavă ca să preia surplusul la mare de apă în timp scurt. Dar zona Olteniței nu e o zonă ploioasă ca să zicem să fi fost prevăzut. Păi ce ne trebuie de 10 ori? Păi asta vreau să spun. În 2005 una singură și ne-a distrus 27 de case. Ne-a prins nepregătiți atunci. Și am început să mă gândesc, dar de ce totuși Oltenița s-a inundat? Pentru că în 43 n-am mai avut inundații mari așa. Mai țineți minte inundația de 43? Nu mai țin minte că tata nu mi-a povestit. Dacă aș fi eu născându-mă totuși în 58. În zona clubului SNO, acolo se mergea cu barca. Ah, înseamnă că a fost o nebunie. Da. Bun. Mergând pe firul apei, ca să spun așa, mi-am dat seama că ar trebui, mă întorc la viilor, ar trebui făcut un sistem de evacuare apa pluvială, măsurând, am văzut că în dreptul cimitirului există o zonă în care se strânge apa de pe strada Viilor. Strada Viilor, pentru cei care nu știu, este o stradă periculoasă. De ce spun periculoasă? Pentru că ea colectează apă din toată Oltenița Veche.
de pe 22 decembrie până pe Viilor, toate străzile sunt în pantă către Viilor. Diferența de nivel este undeva la 550-600 de milimetri. Și vă dați seama cât de tare este încărcată strada Viilor. Prima dată ne-am gândit să facem cu niște motoare cu ardere internă și prin comandamentul pentru situații de urgență am cumpărat două motopompe cu motoare Iveco de 650 de metri cubi, din dorința de, în cazul în care mai avem probleme, să le folosim pe alea. Inundațiile din 2005 ne-au demonstrat că acele motopompe nu făceau față la belelele astea și atunci a trebuit să găsim o altă soluție. Și tot umblând pe câmp, pentru că nu ne dădeam seama unde putem să evacuăm atâta apă, ne-a venit ideea să facem un canal de pe strada Viilor până în Bojorița. Are vreo... În zona cimitirului acolo? Nu, Bojorița spre Ulmeni. Bun. Și am trimis un băiat cu un teodolit, a măsurat, a văzut că avem o diferență de nivel de 1,1 metri pe 2 kilometri și am verificat dacă ideea noastră e bună și am început să săpăm. E adevărat, am punctat în sută, în sută de metri ca să nu săpăm mai mult sau mai puțin. Și la o ploaie care a venit după, ne-am dat seama că soluția noastră este bună și în momentul ăla am construit acea stație care este acum pe strada Viilor, da, vis-a-vis de jumătatea cimitirului. Da. E adevărat, am mutat-o pe o mamaie care era acolo ca să putem să facem canivoul ăla, să facem canalul ăla betonat pentru să preia apa din dreptul cimitirului și să nu se colmateze. Și am constatat că, indiferent ce ploaie a fost de atunci, ideea noastră a fost foarte bună, nu costă nimic, este scurgere gravitațională, nu sunt motoare în joc, nu avem nimic, se duce apa. Să nu mai țevine și curgerea gravitațională. Corect, până în Bojorița. Și atunci toate volumele mari de apă care au apărut de atunci nu ne-a mai încurcat, nu s-a mai inundat în Oltenița Veche. Între timp, acum 2 ani sau 3 ani, au fost iar probleme în Oltenița Veche. Și după ce au trecut, m-am dus până acolo să văd, dar de ce n-a preluat povestea noastră? Știind ceea ce a făcut să rețineți. Știind, da, și știind că ar fi trebuit să funcționeze. Păi, din nefericire, primăria a venit și a încercat să decolmateze acele canale, dar a încercat să le decolmateze lățindu-le. Ori, pentru cine știe puțină matematică, pentru cine știe puțină fizică, ar trebui să înțeleagă că au făcut, nu prostie, au făcut o nenorocire. Pentru că apa, acolo unde au săpat ei, a scăzut viteza, iar particulele de praf și cu ce mai era încărcată apa aia, scăzând viteza, le-a obligat să decanteze. Și în felul ăsta s-au colmatat acele canale. Nici n-au fost curățate corespunzători și băieții din Oltenița Veche s-au inundat pentru o treabă simplă, că nu le întreții. Aceeași poveste am pățit-o pe Viilor și pe 23 aprilie, unde este stația de refulare apă pluvială. Tot cartierul acolo s-a inundat. Deci din alea 27 de case, cred că 17-20 au fost numai în zona aia acolo. Și ne-am dat seama că pățim același lucru și am luat-o pe canal la pas și am ajuns până la în spatele șantierului, unde este o stație de pompare acolo. Bun. Ce am constatat? Că există canal care poate să preia surplusul ăsta de apă pluvială, dar acel canal trebuie rectificat. Ne-am băgat pe el serios, l-am curățat, l-am săpat cum trebuie și din momentul ăla noi n-am mai avut probleme în cartier, în rudărie acolo, pe cornișei, n-am mai avut probleme cu apa. Deci chestii care nu cum să vă spun, nu necesită grupuri de pompare, nu necesită nimic. Am înțeles, ceea ce spuneți dumneavoastră este gravitațional. Ați făcut, spuneți dumneavoastră că ați făcut un lucru în folosul cetățeanului și... Acum ați vrea să vorbim și de al doilea punct pe care le-ați. Și m-am dus... Păi ne trece timpul. M-am dus de două ori, păi nu, vă spun, mai m-am dus și am verificat și canalele alea nu le curăță nimeni.
ferească Dumnezeu să vină o ploaie serioasă, pentru că acea zonă și cu zona, deci zona de 23... Lansați un avertisment. Lansez un avertisment. Zona 23 aprilie digului, pe partea spre Cornișei, cât și pe strada Viilor, se va inunda. Am înțeles. Bun. Putem să mergem. Bun, să trecem la un alt punct din ceea ce vreți dumneavoastră să ne spuneți astăzi, să aduceți la cunoștința telespectatorului oltenițean. Punctul 2. Ce v-ați hotărât să ne spuneți astăzi? Păi, să ne aducem aminte de centrul orașului, strada Argeșului, de la Clubul SNO până la parc. Pentru cei ce era înainte, pentru ce e acum. Cei născuți din timp. Ce formă avea înainte. Noi ținem, doi, da? Ținem minte cum era înainte. Aveam, erau acolo niște spânzurători. Păi să le spunem telespectatorilor că centrul orașului n-a arătat înaintea dumneavoastră așa cum arată. Pentru acum. Cei mai mici. Pentru cei mai mici. Avem vorbesc. Și poze, le-am și pus. Păi, le-am și pus pe site. Bun. Și deci dumneavoastră vreți să vorbiți despre cum ați reușit să realizați. Să vedem ce înseamnă reabilitarea aia. Pentru că aveam probleme în permanență acolo. Erau niște, nu știu cum să le zic, pavele care în timp s-au degradat. Și erau spânzurătorile alea care erau oribile și mai multe persoane m-au rugat să găsim plastic, o soluție. Sunteți plastic, spuneți ce înseamnă spânzurător, să nu înțeleagă oltenițeanul, că spânzurător avem chiar spânzurător pe centru. Nu, erau niște invenții din metal pentru sistem de iluminat. E mai clară explicația. Da, o nebunie. Și pentru cei care vor să știe, zona aia, în zona aia s-au plantat niște castani și au fost aduși castanii aia, au fost aduși cu tirul, cu balot de un metru și ceva. Nu de noi. Așa i-am găsit acolo. Dar vreau să spun, pentru că aia sunt de o frumusețe rară și noi am avut grijă să-i păstrăm în continuare. Și atunci am dat să ne facă proiectarea, am făcut o licitație, am bugetat investiția asta și noi am bugetat-o undeva la 600 de mii de euro, iar în urma licitației a ieșit undeva la aproape 400 de mii de euro. Și gândiți-vă că acolo este, vorbind de circa aproape un hectar de pavele, vorbind de toate gradenele alea făcute în jurul pomilor care sunt placate cu travertin, vorbind de o rețea de canalizare făcută... Plus că ați făcut și artezienele acele. Da, deci rețeaua de canalizare care este, din punctul meu de vedere, foarte importantă pentru că Argeșului în zona aia se inunda și era o nebunie acolo ca să poți să circuli. Și, de ce nu, am proiectantul, în discuțiile cu proiectantul, am vrut să rezolvăm o mare nebunie pe centru când erau căldurile alea foarte mari, indicele de confort termic depășeau 80 de unități. Și în discuțiile cu proiectanții au zis, domnule, haide să facem niște fântâni de așa natură încât să nu mai avem probleme masive cu confortul termic pe strada centrală. Și atunci au ieșit acele patru fântâni. Ce să vă spun, că fântâna de la intersecția cu Nicolae Bălcescu a trebuit să o blocăm pentru că nu ne-am îndurat să tăiem arborii din acea zonă și ar fi arătat oribil și cetățenii noștri aruncau tot felul de nebunii în zona acolo și ca să nu mai avem probleme, aia am blocat-o. Celelalte trei, care erau la intersecțiile celelalte, au rămas în funcțiune. Păcat că după ce am plecat eu, cineva a încercat să le facă și le-a transformat în fântâni, le-a transformat în scuipători. Nu știu cum le zic ce la chestia aia care nu găsesc un termen. Dar nu mai sunt fântâni. Adică debitul de apă care este recirculat în acea zonă, acum este niște, sunt niște țâșnitori. Nu mai putem să spunem e că mai este o fântână. Așa. Da. Și nu mai fac povestea care trebuia, adică tot praful ăla, tot vântul ăla, care știți că fiind blocuri stânga-dreapta, se creează niște curenți acolo, iar tot praful ăla era ridicat în aer. Or, rolul fântânilor era și acesta. Pe lângă acele gradene care le-am făcut, sau în acele gradene care le-am făcut în jurul arborilor, că de fapt tot proiectul s-a făcut în jurul arborilor, pentru că ei deja existau,
Au venit arhitecții, au măsurat și le-au făcut exact în jurul arborilor. Am pus și un sistem de iluminat ambiental cu felinare care dau așa un accent de vechio. Și eu zic că cu aproape nici 400.000 de euro am reușit să rezolvăm o parte din oraș care arată, deși au trecut de atunci 2006 2020, 14 ani, mie îmi pare rău că nu sunt reținute. Mă refer la travertinul ăla care s-a lăsat mai ciobit, s-a mai stricat, trebuia înlocuit acolo și păstrat. Nu, s-a dat cu niște chit acolo. Eu, da, nu mai contează. Mergem înainte. Asta e povestea modernizării străzii Argeșului. Și acum să trecem repede. Culmea este că suntem presați de timp. Da, deja am ajuns la 20 de minute. Haideți să vorbim și de al treilea punct. Să vorbim mai pe scurt. Este vorba de modernizare benzi, ca să înțeleagă... Cele două benzi. Da, toată lumea. Pe tineretul aici. Suprafața reabilitată pleacă din trotuarul aproape de la Cinema Flacăra. Tot ce înseamnă în fața la tribunal, pormă merge până la intersecția cu Bulevardul Mărășești, minus construcția care este acum în lucru. Pe partea cealaltă, în sensul de mers către FPSP, cum îi spunem noi, spre București, tot așa, trotuarul a fost complet reabilitat, schimbat borduri. Zic eu că interesant este că am pus granit fiamat. Am făcut noi niște socotele, am discutat cu niște ingineri. Mai rezistent, material mai rezistent. Da, păi asta ne-au spus și oamenii ăștia și au zis, domne, nu vă gândiți să puneți gresie sau să puneți cine știe ce nebunie pe acolo sau să faceți un beton amprentat. Nu faceți treabă, credeți-ne. Și ne-au dat soluția să punem granit fiamat. Granitul fiamat este tot o placă ca o gresie așa, dar care nu patinează, nu alunești pe el. Am luat o culoare care să nu ne arate praful care este în tot orașul, da, acel gri pipit. Și gândiți-vă că și acolo partea de granit este undeva la 7.000 de metri pătrați, din câte mi-aduc eu aminte. Am modificat tot ce înseamnă iluminatul ambiental. Ca o poveste, așa că la fiecare lucrare există și câte o poveste, ne întoarcem la stâlpii din axa benzilor, unde sunt 13 stâlpi, la 13 metri. A trebuit să găsim o soluție pentru că să te urci la 13 metri nu prea e la îndemâna oricui și pentru că nu ne doream să intervenim, să punem orice acolo de dragul de a pune, în 2006, dacă nu mă înșel, în Austria a fost lansat acest sistem de iluminat care este pe benz la ora asta și în 2007 sfârșit. L-aveam și în Oltenița. L-am pus în Oltenița. Care este noutatea sistemului? Este că el are un sistem de autocurățare. Deci, lămpile astea nu trebuie să te urci acolo, să le ștergi, să le faci nu știu ce. Nu. Dovadă că din 2007 decembrie, când l-am pornit, în 2008 s-a terminat toată investiția și până acum nu s-a ars niciun bec. Deci acele lămpi au fost singurele pe care noi le-am cumpărat, care au fost garantate de către producător 7 ani. E adevărat, e o soluție mai scumpă, dar o soluție care a dat și randament. Un lucru frumos, zic eu, pentru prima dată în municipiul Oltenița au fost acea fântână colorată, care, spre surprinderea mea, n-a mers decât cât am fost eu în funcție primar. După ce am plecat, nu știu, poate cineva a vrut ca să nu mai lumineze fântâna aia, că altfel nu-mi explic. Nu înțeleg de ce, pentru că eu am lucrat cu aceiași oameni. Deci actualul primar s-au adus niște oameni în plus încoace mai târziu, când s-a dat ordinul. Dar la ora aia erau aceiași oameni care puteau să o repare. N-a reușit nimeni să repare fântâna asta. Deci
toată lumea așteaptă ca eu să mă întorc și să fac această fântână să funcționeze la parametrii la care a fost proiectată. Pentru că este păcat. A fost o fântână destul de ieftină. Soluțiile pe care noi le-am adoptat cu ajutorul proiectanților au fost foarte ieftine. Nu înțeleg de ce nu merge, că sunt 6-8 diuze și cu 6-8 ori 3-24 de proiectare și aia e toată fântâna. Ce ar putea să aibă? Și un sistem de comandă care este lângă judecătorie. Păi să ne oprim. Sigur, avem aproape 26 de minute din interviu. V-am lăsat din nou să vorbiți dumneavoastră ca să fiu pe placul unor telespectatori care mă rugau să nu mai vă întrerup și să vă las să vorbiți, că vorbesc eu mai mult ca dumneavoastră. Ei, mi-am impus să nu mai vorbesc eu mult. Nu, s-ar putea să-mi pierd ideea, pentru că... Mi-am impus să nu vă mai întrerup. Eu vorbind totuși liber și încercând în același timp, că n-am nimic scris în față, încerc să-mi aduc aminte. Îmi pierd eu am înțeles, dar firul, poate, poate aveam idei pe parcursul vorbelor dumneavoastră, puteam să mai vă pun câte întrebări ca ziarist, dar v-am lăsat să spuneți ce aveți pe suflet, cum spune românul. Să nu mai lungim, că mai avem, cum zicea Diaconescu, stați eu aproape cred că nu știți ce pierdeți. Da, cred că am intrat în ultima parte. Mai avem 4 minute, puteți intra în 4 minute să mai vorbiți ceva? Nu, sau? Nu, eu zic atunci să oprim. Atunci ne luăm... La revedere de la telespectatorii noștri și să le dăm întâlnire la un alt data interviu viitor, pe care vom vedea când îl vom face. Vă mulțumesc, domnule Eminescu, și eu mulțumesc pentru prezența pentru invitație. Studio.